2. Nu ne mai putem întoarce, atâta lucru este sigur. Trecutul e încă prea aproape. Lucrurile pe care am încercat să le uităm și să le lăsăm în urmă s-ar stârni din nou, iar această stare de spaimă, de neliniște tulbure, luptând îndelung cu panica oarbă și irațională, acum potolită în sfârșit slavă Domnului, ar putea în vreun fel neprevăzut să ne devină o tovarășă vie, așa cum fusese înainte. El e minunat de răbdător și nu se plânge niciodată, nici măcar când își amintește, ceea ce se întâmplă, cred, mult mai des decât ar vrea să știu. Îmi pot da seama, după felul cum, dintr-o dată, va arăta pierdut și nedumerit, cu orice expresie ștergându-se de pe chipul lui drag, ca și cum ar înlătura o, o mână nevăzută, iar în loc se va forma o mască, o înfățișare sculpturală, formală și rece, frumoasă, dar lipsită de viață. Va începe să fumeze o țigară de la țigară, fără a se osteni să le stingă, mucurile cu jarul aprins zăcând în jur pe jos ca niște petale va vorbi repede și cu însuflețire despre nimic, agățându-se de orice subiect ca de un panaceu care i aduce liniștea. Cred că există o teorie conform căreia bărbații și femeile devin mai buni și mai puternici după suferință și pentru a merge înainte prin această lume sau oricare alta, trebuie să îndurăm proba focului. Așa am făcut-o din plin oricât ar părea de ironic. Amândoi am cunoscut frica și singurătatea și o enormă deznădejde. Cred că mai devreme sau mai târziu, în viața oricui sosește un moment de încercare. Fiecare dintre noi are demonul său, care îl urmărește și îl torturează și în final trebuie să acceptăm lupta. Pe al nostru l-am învins, sau cel puțin așa credem diavolul nu ne mai hărțuiește. Am ieșit din criză. Nu ne vătămați, desigur. Premoniția lui privitoare la dezastru a fost corectă de la bun început. Și ca o actriță care debitează replici într-o piesă oarecare, aș putea spune că am plătit pentru libertatea noastră. Dar am avut parte de melodrame destule în viața asta și aș da de bunăvoie cele cinci simțuri ale mele dacă asta ar putea să ne asigure de acum încolo liniștea și siguranța. Fericirea nu este o comoară pe care să o prețuim, ci o calitate a gândirii, o stare de spirit. Desigur, avem momentele noastre de deprimare, dar mai există și alte momente când timpul nemăsurat de ceas conește spre veșnicie, și zărind zâmbetul lui, știu că suntem împreună, că mergem în același pas, fără ciocniri de gânduri sau păreri care să pună bariere între noi. Nu avem secrete unul față de altul, împărtășim totul. Știm că micul nostru hotel e anost, iar mâncarea e searbădă și zilele se ivesc unele după altele, aproape neschimbate. Dar altfel nu s-ar fi putut. În oricare dintre marile hoteluri am și întâlnit prea mulți dintre cunoscuții lui. Amândoi preferăm simplitatea și uneori ne plictisim. Mă rog, plictisala e un antidot plăcut al spaimei. Ducem în mare parte o existență de rutină, iar eu, eu mi-am descoperit un adevărat geniu al cititului cu voce tare. Singurul prilej, când îl văd arătându-și nervozitatea, este atunci când poștașul întârzie, căci înseamnă că trebuie să mai așteptăm încă o zi corespondența din Anglia. Am încercat cu telegraful, dar zgomotul este atât de iritant încât preferăm să ne păstrăm emoțiile. Rezultatul unui meci de cricket jucat cu câteva zile în urmă înseamnă mult pentru noi. O, oh, meciurile amicale care ne-au salvat de plictiseală, partidele de box până și scorurile de la biliard, finalele campionatelor școlare, cursele de câini, micile competiții stranii din țări îndepărtate. Toate acestea sunt grâne pentru moarea moara noastră cea flămândă. Uneori ajung la mine numere mai vechi din revista Field și mă poartă de pe această insulă indiferentă înapoi la realitățile unei primăveri englezești. Citesc despre revărsările râurilor, despre... Efemer optere despre măcrișul care crește pe pajiștile noastre verzi, despre ciorile care dau târcoale pe deasupra pădurilor, așa cum făceau la Menderley. Mirosul pământului raven îmi revine în nări din paginile acelea răsfoite și terfelite, izul acru al turbei, din mlaștini, senzația de mușchi ud, presărat pe alocuri și cu găinațul butlanilor. Odată am văzut un articol despre porumbeii de pădure și, în timp ce-l citeam cu voce tare, mi s-a părut că eram din nou în adâncul codrilor de la Manderley, cu porumbeii dând din aripi deasupra. Le auzeam gruielile blânde și prietenoase, atât de plăcute și calmante în după miezile fierbinți de vară, când nimic nu le turbura liniștea Mirosul pământului reavăn îmi revine în nări din paginile acelea răsfoite și terfelite. Izulacru al turbei din blaștini, senzația de mușchi ud presărat pe ală, ală, alocuri cu găinațul bătlanilor. Odată am văzut un articol despre porumbeii de pădure și, în timp ce-l citeam cu voce tare, mi s-a părut că eram din nou în adâncul codrilor de la Manderley. Cu porumbei dând din aripi deasupra. Le auzeam guruielile blânde și prietenoase, atât de plăcute și calmante, în după amiezile fierbinți de vară, când nimic nu le tulbura liniștea, până când Jasper apărea săltând prin iarbă, în căutarea mea, explorând pământul cu botul său umed. Expresia sumbră de pe chipul lui era aceea care mă făcea să mă opresc brusc, începând să întorc paginile mai departe, până găseam un paragraf despre cricket. Foarte practic și banal, echipa din Middlesex învinsese la Oval, pe teren uscat, sporând, sporindu și seria de interminabile victorii. Cât de binecuvântate erau acele siluete concrete în echipamente de flanelă, căci, în câteva minute, pe chipul lui se așternea din nou liniștea, culoarea îi revenea în obraji și ironiza cu o iritare sănătoasă partidele de popice din Shari. Scăpam astfel de retragerea în trecut, iar eu îmi învățasem lecția. Să citesc știri din Anglia, da, despre orice sporturi, politică și alte pompozități englezești, dar pe viitor să țin numai pentru mine lucrurile dureroase. Pot fi plăcerile mele secrete, culori, mirosuri și sunete, ploaia și clipocitul apei, chiar și cețurile toamnei și mirosul inundațiilor provocate de flux. Toate acestea sunt amintiri de la Manderley care nu pot fi alungate. Unii oameni au viciul de a citi ghiduri Bradshaw, pun la cale călătorii nenumărate prin toată țara, numai ca să se distreze, stabilind legături imposibile. Jocul meu e mai puțin complicat, chiar dacă e la fel de straniu sunt o mină de informații despre regiunile rurale din Anglia. Știu numele tuturor proprietarilor de teren mleștinos, da, și pe ale chiriașilor. Știu cât de multe prepelițe sunt împușcate, câte potârnici, câte căprioare. Știu unde mușcă păstrăvii și unde sar somonii. Particip la toate întrunirile, urmăresc toate cursele. Chiar și numele celor care își plimbă cățeii îmi sunt familiare. Situația recoltelor, prețul vitelor grase, bolile misterioase ale porcilor, pe toate le savurez. E un în mod îndoielnic de a-mi omorâ timpul și nu foarte intelectual, dar în timp ce citesc, respir aerul Angliei și pot privi cu mai mult curaj spre acest cer scânteietor viile uscate și drumurile cu pietre sfărâmate devin lucruri lipsite de orice importanță, căci dacă doresc pot să dau frâu liber imaginației, culegând degetarițe și opaiței și o palizi de pe ramurile unui gard viu, umezit de ploaie, sărmane capricii ale fanteziei, tandre și lipsite de orice asprime sunt dinamicele înverșunării și ale regretelor și îndulcesc acest exil pe care singuri ni l-am impus. Datorită lor, mă pot bucura de fiecare moment pentru a reveni, zâmbitoare și înviorată, să fac față micului nostru ritual al ceaiului. Ordinea nu se schimbă niciodată. Câte două felii de pâine cu unt pentru fiecare și ceai chinezesc. Ce mai cuplu scorțos trebuie să părem, ținându-ne de tradiții, fiindcă așa făceam și în Anglia. Aici, pe acest balcon curat, alb și impersonal, bătut de soare, secole de rândul, mă gândesc cum era ora patru și jumătate la Manderley, la masa trasă în fața focului din bibliotecă. Ușa se dă de perete cu o punctualitate perfectă și începe reprezentația invariabilă a ceaiului. Fața de masă albă ca zăpada, tava de argint, ceainicul. Între timp, Jasper își lasă în jos urechile de cocker spaniel, simulând indiferența față de sosirea prăjiturilor. Acest festin era depus mereu în fața noastră și totuși mâncam atât de puțin. Pot vedea și acum acele crutoane înmuiate în ceai, felii micuțe și crocante de pâine prăjită și cornuri fierbinți presărate cu zahăr pudră, sandvișuri necunoscute, aromate în chip misterios și absolut delicioase și acele turtițe de ghimbir atât de deosebite, angel cake, care se topeau în gură, însoțite de plăcinte mai solide, doldora de mere și stafide. Era acolo destulă mâncare ca să hrănească o familie flămândă pentru o săptămână. N-am știut niciodată ce se întâmpla cu ea după aceea, iar uneori gândul risipei mă cam îngrijora. Dar niciodată n-am îndrăznit să o întreb pe doamna Danver ce făcea cu ele. M-ar fi privit cu dispreț, afișând zâmbetul acela superior și înghețat, și mi-o imaginez spunând: Când trăia doamna de winter, nu primeam niciodată plângeri. Mă întreb ce o mai fi făcând acum. Ea și Fevel. Cred că expresiile de pe fața ei mi-au creat prima senzație de neliniște. Instinctiv, mi-am spus, mă compară cu Rebecca și tăioasă ca o spadă între noi a apărut umbra. Ei bine, acum totul s-a terminat. E gata, mort și îngropat. Nu mă mai hărțuiește nimeni și amândoi suntem liberi. Până și credinciosul meu, Jasper, s-a dus pe fericitele plaiuri ale vânătorii, iar Manderley nu mai există. Zace ca o carcasă goală printre hățișurile pădurii, întocmai așa cum l-am văzut în vis. O mulțime de bălării, o colonie de păsări. Poate, uneori se va abate pe acolo câte un vagabond, căutând să se adăpostească de o plaie neașteptată. Și, dacă e tare de inimă, ar putea să intre netul burat. Dar sfiosul nostru prieten, braconierul temător, ei bine, Manderley nu-i de el. Ar putea să dea peste căsuța din golf și nu s-ar simți deloc bine sub acoperișul ei năruit pe care răpăie ploaia. Acolo s-ar putea să mai stăruie o anumită atmosferă de tensiune. Iar colțul acela al aleii, unde copacii s-au întins, peste pietriș, nu e un loc unde să zăbovești, mai ales după apusul soarelui. Când foșnesc frunzele, sunetul seamănă foarte mult cu mișcările pe furiș ale unei femei în rochie de seară, iar când freamătă pe neașteptate, cad și se împrăștie pe pământ, parcă ar fi lipăitul pașilor ei grăbiți, iar adâncitura din prundiș arată că urma unui pantof de satin toc înalt. Când îmi amintesc de aceste lucruri, revin cu ușurare la priveliștea de pe balconul nostru. Nici o umbră nu se strecoară asupra acestei lumini puternice. Viile împietrite sclipesc în soare, iar tufa de bugă în vil e albită de praf. Într-o zi, poate o voi privi cu o senzație de afecțiune. Pe moment îmi inspiră, dacă nu iubire, măcar încredere, iar încrederea este o calitate pe care o prețuiesc, deși am avut parte de ea cam târziu. Cred că dependența lui de mine este aceea care m-a făcut să devin în sfârșit îndrăzneață. În orice caz, mi-am pierdut sfiala timiditatea, nesiguranța în fața străinilor. Sunt foarte diferită de acea femeie care a venit la Manderley pentru prima oară, plină de nerăbdare și speranță, handicapată de o stângăcie de-a dreptul deznădăjduită și pătrunsă de cea mai intensă dorință de a mulțumi pe toată lumea. Lipsa mea de distinție, desigur, era cea care le făcea o impresie atât de proastă unor persoane ca doamna Danvers cum îi fi părut după Rebecca. Parcă mă și văd, amintirile întinzându-se peste ani ca o punte, cu părul meu drept, tuns cu breton, fața tinerească, neputrată, un mantou care îmi venea prost peste o fustă și un pulover croite cu mâna mea, ținându-mă după doamna Van Hooper ca un mânz sfios, speriat și nervos. Mi-o lua înainte când mergeam la masă, abia ținându-și trupul scund în echilibru pe tocurile cui, cu bluza pretențioasă plină de volane, scoțându-i în evidență pieptul mare și șoldurile lăterețe, cu pălăria cea nouă, străpunsă de audita mai pană, înclinată pe cap, lăsând să se vadă o porțiune de frunte netedă, ca genunchiul unui școlar. Într-o mână, Ducea o geantă uriașă de soiul celor care conțin pașapoarte, agende de zilnice și carnete de brici, pe când mâna cealaltă se juca în continuu cu inevitabila lor nietă, dușmanca intimității altora. Se îndrepta spre obișnuita ei masă din colțul restaurantului, aproape de fereastră și ridicându-și lornieta în fața ochilor ei mici și porcini, studia terenul la stânga și la dreapta, iar după o vreme își lăsă lornieta să atârne pe panglica ei neagră, cu o mică exclamație dezgustată. Nici o singură personalitate bine cunoscută. Voi cere la administrație să-mi facă o reducere pe nota de plată. Pentru ce cred că vin eu aici?" ca să mă uit la liftieri și chema chelnerul cu o voce tăioasă și sacadată care scrâșnea prin aer ca un fierăstrău. Ce diferit era micul restaurant unde ne aflam acum de acea vastă sală de mese, ornamentată și ostentativă din Hotel Cot d'Azur de la Monte Carlo și cât de diferit e actualul meu companion, cu mâinile lui sigure, bine formate, care cojesc o mandarină cu mișcări calme, metodice, ridicând privirea din când în când ca să-mi zâmbească, în comparație cu doamna Van Hooper, ale cărei degete durdulii și încărcate de inele, explorau o farfurie vârfuită cu ravioli în vreme ce ochii săgetau bănuitori spre a mea, de teamă ca nu cumva să fi primit ceva mai bun. N-avea de ce să se deranjeze, căci ospătarul cu iuțeala surprinzătoare a celor de meserie îmi observase de mult poziția inferioară subordonată ei și pusese în fața mea o farfurie cu șuncă și limbă care într-un fel făcea trimitere la bufetul rece din urmă cu o oră ciudate acele resentimente ale celor care servesc și nerăbdarea lor vizibilă. Țin minte că, odată, am stat cu doamna Van Hooper într-o casă de la țară, iar camerista nu răspundea niciodată la timidele mele semnale de clopoțel. Nu mi-aducea pantofii, iar ceaiul din zori, rece ca gheața, era lăsat lângă ușa camerei. La fel mergeau lucrurile și pe coasta de azur, deși în mai mică măsură, iar uneori indiferența studiată se transforma în familiaritate, cu zâmbete afectate și ofensatoare, făcând din cumpăratul timbrelor de la recepție un calvar pe care preferam să le vit. Ce tânără și lipsită de experiență trebuie că păream și cum o mai simțeam și eu. Așa se întâmplă când ești prea sensibilă, prea necoaptă, atât de multe cuvinte ce par să plutească ușor prin aer, conțin de fapt spini și ghimpi înțepători. Îmi amintesc bine farfuria aceea cu șuncă și limbă. Era uscată, neapetisantă, câte o felie tăiată de la marginea bucății de carne, dar nu aveam curaj să o refuz ne luam masa în tăcere, căci doamnei Van Hooper îi plăcea să se concentreze asupra mâncării și îmi dădeam seama, după felul cum mi se prelingea sosul pe bărbie, că porția de ravioli îi plăcea enorm. Nu erau priveliște care să-mi stimuleze pofta pentru hrana mea rece și, mutând mi privirea, am văzut că masa vecină cu a noastră, care stătuse goală timp de trei zile, era acum ocupată din nou. Șeful de sală, cu acea plecăciune specială rezervată clienților mai deosebiți, îl conducea la locul său pe noul sosit. Doamna Van Hooper își lăsă furculița și ridică lor nieta. Am roșit de ei, pe când se holba la noul venit, care neștiind cât interes suscita, parcurgea cu privirea meniul. Apoi, Doamna Van Hooper își strânse lornieta cu un gest scurt și se aplecă peste masă spre mine. Ochii mici îi scăpărau de emoție, iar vocea îi răsuna o idee cam prea tare când îmi spuse Este Max de Winter, proprietarul de la Manderley. Ai auzit de moșie, desigur. Pare bolnav, nu-i așa? Se spune că nu-și poate reveni după moartea soției.